Ana Maria Prodan, noi dezvăluiri umilitoare despre Corina Caciuc. Cum a șters din nou pe jos cu amanta lui Regekamp? Ana Maria Prodan și Laurențiu Regekamp continuă războiul în justiție. Impresara câștigă proces după proces, l-a câștigat și pe cel din martie prin care antrenorul îi interzicea să mai vorbească public despre el și Corina Caciuc. După ce Ana Maria Prodan s-a trezit că e dată în judecată de încă soțul ei, Laurențiu Reghecampf în martie, la doar o zi distanță i-a făcut și Corina Caciuc o plângere penală pentru defăimare. Antrenorul Universității Craiova a făcut plângerea la judecătoria Buftea, iar Corina Caciuc, la tribunalul Ilfov. Reghecampf și Corina Caciuc ar fi fost foarte deranjați de declarațiile impresarei făcute în ultimele luni la televiziuni. Laurențiu Reghecam a aflat că a pierdut procesul pe care i l-a deschis soției. Judecătorii au respins solicitarea acestuia de a obliga pe Prodan să nu mai vorbească public despre el și relația pe care o are acum cu Corina Caciuc. Corina Caciuc a decis ulterior să-și anonimizeze dosarul, iar în dreptul numelui reclamantului a fost trecut apelativul Anonimizat 1. Aflată în Emirate, Ana Maria Prodan a avut o reacție furibundă la adresa Corinei Caciuc și a desfințat decizia acesteia de seda drept, anonimă, în dosar. Eu, Ana Maria Prodan, sunt și persoană publică și formatoare de opinii și deschizătoare de drumuri și personalitate. Așa, fără modestie, o spun. Înțeleg că această Caciuc își dorește proces ascuns. Anonim numele pe portal. Păi, este anonim, dragilor eu îl am făcut cunoscut în lumea bună ca să aibă soțul meu cu ce să se mândrească. Prietenii mei și ai soțului meu o știu de foarte multă vreme, de prin Europa, Dubai sau Herăstrau. Eram confuzi toți și am hotărât să o ajutăm să devină ce i a cerut soțului meu în miile de mailuri de amenințare și umilință, să fie vedetă în ziare, a declarat Ana Maria Prodan pentru click.